Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Maria Cernătescu, gazda dumneavoastră din această seară la emisiunea Viața la Bloc. Astăzi vom discuta despre debranșările de la sistemul centralizat de încălzire și anume debranșările între legalitate și ilegalitate. Invitații mei din această seară sunt reprezentantul firmei Techem, Cătălin Popescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și de asemenea reprezentantul Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Craiova, domnul Ion Pătulescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumim de invitație! Pornim această discuție de la un caz concret, deși cu siguranță sunt multe cazuri în acest sens, de craioveni care s-au debranșat, spun asociațiile și furnizorul de căldură ilegal de la sistemul centralizat, și sunt nevoiți la acest moment să plătească poate gazele pe care le consumă la centrale sau energia electrică, dar totodată să plătească energia termică, căldura pe care în fapt ei nu o consumă. Pentru început am să vă invit să vizionăm o știre, un mic film despre un proprietar din blocul F10 din Brazda lui Novac, după care să trecem la discuții și rog colegii să ne pună acest film. 31 de locatari din totalul de 44 de apartamente din blocul F10 din Brazda lui Novac au întocmit liste, au făcut solicitări atât la asociație cât și la furnizorul de căldură să li se aprobe ieșirea de la sistemul de încălzire al orașului. Ei se plâng că SECE Termo îi plimbă pe drumuri de câteva luni și le spune că trebuie să analizeze situația. Aici am venit la regia de termoficare din data de 11.05. Tot batem drumul pe aici și deocamdată decât promisiuni ca aia. Adică vreți să obțineți această aprobare, să vă debranșați de la sistemul centralizat, să vă puneți aceste centrale în apartament? Noi vrem să ne debranșăm, totul să fie legal, nu fiecare de capul lui. Și cam suntem amânați acum. Nu ni s-a dat nicio aprobare, condiționându-ne că dacă nu este toată scara care să-și dorească să pune aceste centrale, nu ne aprobă. Chiar eu am fost cu dumnealor și mai multe persoane care dorim după această scară și a spus că o să ne sune, că nu știu ce lucruri care nu ne s-a întâmplat să ne mai sune. Dacă în cele din urmă nu obțineți această aprobare, ce veți face? Păi o să mergem mai departe, dacă nu îi dăm în judecată, fiindcă noi nu mai avem contract cu dumnealor. Noi avem cu Techemul, care este o firmă de ne calculează căldura. Și atunci o să găsim o cale rezolvabilă. Nu se poate ca eu să nu fac în casa mea ce-mi doresc. Colac peste pupăză, printre acești proprietari există și unul care și-a montat centrală de apartament, dar care, pe timpul iernii, a fost nevoit să plătească atât consumul de gaze, cât și căldura centralizată de care nu a beneficiat. Ați plătit consumul pe centrală plus... Da, plus căldura la termoficare de care eu nu mai beneficiez. Și am toate actele, am toate autorizațiile de la primărie, absolut tot ce este necesar. La început mie mi-au spus că nu pot să mă debranșez fiind singură în bloc, dacă suntem 50% plus 1 e ok. Acum suntem mai mult de jumate, nu mai este ok, că blocul este unitar. Am fost la primărie, am întrebat lucrul acesta și de la primărie mi-au zis că asta e o chestie așa... La primărie unde sau la cine? Păi am depus plângere la primărie, pentru că din moment ce toate actele le-am semnate de doamna primar, autorizația de mediu, autorizația de construcție, absolut toate autorizațiile. Ieri, trei dintre reprezentanții proprietarilor din blocul F10 au mers din nou la SECE Termo Craiova SRL ca să pledeze pentru cauza lor. Conducerea Termo spune că un angajat va merge la blocul F10. Va merge luni un angajat al nostru la blocul F10, constată, vorbește cu proprietarii, cu președintele de asociație. La ei tendința este ca tot blocul să iasă din zona unitară. În contextul acesta nu putem să ne opunem, dar este un caz forțat, la limită. Sistemul, când a fost gândit și proiectat, a fost făcut să funcționeze într-un anumit fel, a declarat Dan Magla, administrator SECE Termo Craiova SRL.
Potrivit unei hotărâri de Consiliul Local din anul 2009, nu se pot debranșa de la sistemul de termoficare proprietarii care fac parte din zone unitare ale orașului. O zonă unitară este aceea în care s-au debranșat mai puțin de 25 dintre locatari. Singurii care se mai pot debranșa sunt proprietarii condominiilor în care numărul apartamentelor deja deconectate depășește sau este egal cu 25%. Da, am văzut această situație și înainte de toate am să vă rog să vorbim despre zonele unitare. Domnul Pătrulescu, ce spune hotărârea de Consiliu? Și nu numai hotărârea de Consiliu, noi știm că este și un ordin al ANRSC-ului. Cum este definită zona unitară? Este un areal în care nu se pot folosi alte surse de încălzire din ca urmare a unor calcule făcute de administrația locală care are acționariatul la furnizorul de energie termică ce asigură încălzirea pe perioada sezonului rece. Dar cum este cu acest 25%? Nu e cumva de suprafața echivalentă termic? 25% din acel bloc care sau 25% dintre proprietari? Discuția este de se raportează la numărul proprietarilor și nu se raportează la suprafețe, că ar fi mai complicat de calculat și atunci ca și reper pus în discuție se referă la numărul de apartamente. Numărul de apartamente da, din acel bloc? Da, iar în ceea ce privește zona... Pentru că mulți se întreabă, este vorba de zonă? Atunci când eu vreau să mă debranșez, mă raportez la blocul meu sau la blocurile din acea zonă? Mă raportez la blocul, scara sau blocul, care au un contor comun de măsurat energie termică consumată. Deci ne raportăm de la acest aparat de măsură către cei care primesc, către cine distribuie și îi luăm în calcul pe cei care primesc prin acest contor. Nu luăm nici scara vecină, nici blocul vecin. La asta ne raportăm. Iar cele mai multe dintre blocuri au contorul la scara blocului. Majoritatea au așa, da. Mai sunt câteva cazuri de excepție, depinde cum au fost construite blocurile. Sau și pentru cum un sunt son de 3 scări. 2 sau 3 scări, da. Și în susținerea zonei unitare, ce se motivează de fiecare dată? Pentru că furnizorul a făcut niște investiții, a modernizat punctele termice, gândindu-se că, făcând această investiție, și-o va acoperi în timp prin faptul că va furniza la un număr de abonați. Debranșarea duce la scăderea numărului de abonați și de aici discuțiile cu zona unitară. Zonele unitare sunt stabilite în ședințele de Consiliu Local în baza unor studii făcute da, de către specialiști. Da, s-a făcut un studiu de fezabilitate și s-a constatat această situație. Domnul Popescu, voia să spuneți ceva vis-a-vis de această situație? Vreau să spun că în hotărârea de Consiliu Local 459/2009, fiecare bloc se regăsește catalogat acolo, zonă unitară, deci este un tabel. Asociația, punctul termic. Deci criteriile care au stat la baza stabilirii zonei unitare sau a zonei neunitare sunt un lucru, după care s-au aplicat aceste criterii și s-a făcut această catalogare. Fiecare locatar, dacă dorește să știe dacă blocul sau scara dânsului este în zonă unitară sau în zonă neunitară, poate să consulte hotărârea de Consiliu Local. Acolo fiecare imobil din Craiova, condominiu, este trecut în zonă unitară sau acolo în zonă neunitară. Da, inițial în acel studiu de fezabilitate s-au luat în calcul 3 variante și au ajuns Consiliul Local la concluzia că varianta A, din câte țin eu minte, este viabilă. Una din ele din a fost adoptată. Da. Ce trebuie să știm că modificările apărute între timp de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri de Consiliu Local nu scoate blocul din zona unitară. Adică dacă eu la 2009 aveam un apartament debranșat din 20, dacă pe parcurs au mai debranșat încă 5, încă 7, încă 10, nu înseamnă că blocul este în zona neunitară. Intrarea sau ieșirea unui bloc în zona unitară se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local. Cum întrebarea este cum s-au făcut acele debranșeri în acele blocuri da, aflate în zona unitară. Este o altă unitară. Discuție care o să... Este o să... un mare semn de întrebare. Da. Întâlnisem undeva în 1 mai unde 7 din 19 sau 20 de apartamente erau deja debranșate sau 6 și celui de al șaptelea îi spunea nu, că ești în zonă unitară. Ok, dar
ăia 6 care s-au debranșat înaintea mea nu au fost în zonă unitară? Și aici este iarăși un mare semn de întrebare. Dar revenind la cazul nostru, chiar se spunea în filmuleț, spunea unul dintre locatari, Techem este firma care face calculul căldurii, în consumului de căldură în acel bloc. Da. Există o persoană care într-adevăr s-a debranșat și a pus centrală de apartament, dar pe o perioadă de un an de zile a plătit atât consumul... De câteva luni, da. Da? Iarna trecută, cred că da, așa s-a întâmplat, da. A plătit atât consumul pentru gaze, cât și energia termică. Haideți să vă spun vis-a-vis de speța asta. Și noastră ați luat în cele din urmă, să zic așa, taurul de coarne, pentru că da. Acolo este și o înverșunare a președintelui asociației și ați decis să nu mai plătească acest proprietar și căldura la termo, adică să nu plătească ceva de care nu beneficiază, ceva ce nu consumă. Așa este. Am urmărit materialul dumneavoastră și afirmațiile persoanelor din bloc de acolo sunt pe lângă adevăr. S-a afirmat, în ce sens? Haideți să vă și lămuresc. S-a afirmat de către unul din locatari de acolo că avem toate actele semnate de către toată lumea și nu ni se dă aprobarea. Dânșii erau la termoficare tocmai pentru că nu aveau actele, că dacă aveau toate actele, înseamnă că nu mai avea motiv vizita la furnizor. Dânșii s-au dus pentru că legea spune că avizul de debranșare se acordă și debranșarea se face numai de furnizor. Operațiunea asta de montare a centralelor de apartament se compune din două părți. Debranșarea vechii instalații de încălzire și montarea noii instalații. Dânșii sunt în regulă, bănuiesc că sunt în regulă, cu avizele privind montarea centralei, cu o parte a acestor operațiuni. Cu partea cealaltă de debranșare nu sunt în regulă, deci nu respectă legislația în vigoare. Este clar. Vis-a-vis de înverșunarea, cum a spus noastră, de înverșunarea președintelui, eu vreau să vă spun un lucru. Că există prevedere legală în hotărârea de Consiliu 363 sancțiunii, la capitolul sancțiunii reținute împotriva președintelui asociației, neanunțarea către poliția locală a montării centralelor fără respectarea normelor în vigoare. Adică un fel de debranșare ilegală. Exact. Sau? Locatarii reproșează asociații prin președinte că nu aprobă ceva ce este în afara cadrului legislativ. Nu mi se pare corect din partea locatarilor să aibă o astfel de pretenție față de cineva care înțelege să respecte legea. Pentru că, efectiv, în speța asta, asociația vrea, nu are nicio afinitate nici către termoficare, nici către locatar. Vrea să respecte legea. Deocamdată legea în România spune că asta trebuie să parcurgi anumite etape. Anumiți pași, o să îi enumerăm și pe aceștia? Mai mult de atât, trebuie să înțeleagă locatarii că dacă noi ne ducem să facem o solicitare, nu înseamnă că se și aprobă. Unul din locatari era foarte revoltat că suntem duși cu vorba. Dânșii au făcut o solicitare care nu poate fi aprobată. Și totuși, unul dintre proprietari și-a pus această centrală de apartament. Da, situația se întâlnește și în alte cazuri. Se întâlnește și eu zic că se va mai întâlni în continuare. De exemplu, noastră, mai aveți astfel de situații în asociațiile din Craiova? Mai sunt câteva situații izolate, dar să știți că vor mai apărea, cred, pentru că nu se aplică nicio sancțiune. Există deocamdată o nepăsare a autorităților locale privind această problemă. Nimeni nu vom vrea... vorbi mai târziu și despre sancțiuni și despre ce fac autoritățile locale. Dar haideți să ne explicați ce ați făcut în cazul acestui proprietar și dacă mai sunt alte situații și ați procedat la fel. În cazul acestui proprietar am luat decizia ca apartamentul dânșilor să fie calculat ca și un apartament debranșat. Adică
partea de căldură aferentă caloriferelor să nu mai fie plătită, rămânând cu celelalte costuri, costurile comune, costurile pe coloanele care traversează apartamentul. Dar încă o dată vreau să spun că această decizie a noastră nu înseamnă că dânșii au intrat în legalitate. Sunt în continuare în afara legii până când vor obține avizul de debranșare din partea furnizorului, lucru pe care nu cred că îl vor obține vreodată, pentru că în momentul în care furnizorul va da acest aviz, va încălca el legislația și nu cred că furnizorul va face greșeala asta. Și locatarul, deocamdată, vis-a-vis de calculul costurilor, este liniștit. Ați mers în acel apartament, ați mai făcut o inventariere, ați observat că nu mai este legat la vechiul sistem, nu mai are caloriferele vechi, are o altă instalație, deci... Nu s-a făcut fizic o inventariere, dar nu există calorifere legate la sistemul centralizat în acel apartament. Ați aplicat așa decât o lege morală, că așa este moral ca să nu plătești ceea ce nu consumi? Da, vedeți că nerespectarea legislației duce la soluții din astea de compromis. În momentul în care totul ar fi bine pus la punct și cei care ar trebui să pună ordine în treaba asta și ar face treaba, n-ar mai fi noi nevoiți să găsim artificii. Ce m-ați mai întrebat, dacă mai există situații de genul acesta? Mai sunt 5 sau 6 situații și am luat decizia că, exact ce a spus dumneavoastră, să facem o inventariere a suprafețelor radiante în acele apartamente, căldura să fie calculată conform suprafețelor radiante existente la data respectivă. Aici rămâne o mică problemă. După ce plecăm noi de la inventariere, suprafața radiantă de acolo poate să sufere modificări. Fie modificată, da. Înțelegeți? Eu nu știu care sunt condițiile de efectuarea unei debranșeri, nu știu, legale, să zicem, soluția tehnică. Nu știu cum trebuie făcută. Noi putem să constatăm că nu are calorifere, dar s-au mai întâmplat situații în care, după ce am plecat noi, sau au apărut alte corpuri de încălzire. Este iarăși o modificare. Sau într-o încăpere unde la momentul inventarierii nu era corp de încălzire, la o săptămână a apărut un corp de încălzire. Aici ține de ce? De vigilența celor din asociație, a dumneavoastră, adică să faceți niște controle, măcar anual, sau exact, o verificare, o inventariere? Verificarea suprafețelor radiante este, din punctul nostru de vedere, imperios necesară a se face anual. Și de preferat în timpul perioadei de încălzire. Pentru că ați văzut ce spunea doamna respectivă. Fac ce vreau la mine în casă. Da, nu putem să facem ce vrem la noi în casă. Sunt niște norme de conviețuire într-un condominiu. Trebuie să știm că suntem într-o proprietate forțată. Nu avem dreptul de folosință, după bunul plac, a ceea ce noi, de fapt, stăpânim acolo. Nu putem să facem modificări structurale ale apartamentului, instalațiilor și așa mai departe. Bine, și aici este iarăși o altă discuție și iarăși ne lovim poate de lacune ale legii, pentru că știm că și cu acele modificări este interzis să dărâmi, să demolezi în apartament, dar câte modificări s-au făcut, dar Dumnezeu le mai știe. Mai devreme, legislația există. Debranșarea. Legislația există. Nu se aplică. Deci nu avem un vid legislativ, avem o problemă de aplicare. Încă nu identificăm pârghiile care ar trebui acționate. Vreau să vă mai spun și un alt aspect. În momentul în care se montează aceste centrale, să știți că montarea lor vine ca o rezolvare a unor probleme. Probleme care trenează de ani de zile, adică lipsa căldurii, da, sau lipsa apei calde. Nu cred că cineva își montează o centrală că n-are ce să facă cu banii. Da. Haideți să ne oprim pentru o scurtă pauză și revenim. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge.
Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit și continuăm discuția noastră despre debranșările de la sistemul centralizat de încălzire. Am văzut cazul proprietarului din blocul F10. Domnul Pătrulescu, legal, și poate acest proprietar, dacă ar merge în instanță și ar acționa și asociația și furnizorul de căldură, deși cu acesta nu are niciun contract, ar avea câștig de cauză. Adică nu este nici legal, nici moral să plătești pentru ceea ce nu consumi. Păi e un serviciu de care eu nu beneficiez. De ce să-l plătesc? Da, da, ca să vă răspund, merg un pas mai înapoi în afara cadrului stabilit de dumneavoastră și spun așa, la momentul la care a cumpărat apartamentul, a acceptat condițiile în care cumpăra acel apartament, în sensul că este asigurată încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, că primește apă caldă menajeră de la același furnizor și că prin apartamentul său trec niște conducte comune de transport la celelalte nivele a acestor utilități, energie termică și apă caldă menajeră. De aici, poate de aici nu și-a pus această întrebare. Dacă nu și-a pus această întrebare, când vorbim despre o debranșare legală sau intrarea în legalitate sau ajunge în fața instanței, instanța va analiza legalitatea. Și problema numărul unu este dacă am acceptat așa la început, asta este situația. Vreau altceva, trebuie să îndeplinesc niște condiții. Dacă vreau să circul cu mașina pe drumurile publice, prima condiție este să fie matriculată și a doua să am verificarea tehnică făcută, dacă am comis-o. La fel și aici. Da, dar nici poliția nu poate să vină să mă amendeze că am mers pe drumurile publice, deși eu nu am mașină. Bine, da. Deci aici, având în vedere că la momentul cumpărării a acceptat niște condiții, schimbarea condițiilor inițiale se poate produce numai urmând anumiți pași. Și au fost stabilite încă din anul 2006 prin legea 325, în care e un articol special care spune că atunci când un proprietar înțelege să opteze pentru un alt sistem de încălzire pe care trebuie să-l asigure obligatoriu dacă vrea să iese din sistemul centralizat și să realizeze acea debranșare, va trebui să ia acordul vecinilor la care are pereți comuni. Să vedem care sunt acești pași. Eu mi-am scos chiar de pe site-ul termoficării. Dar haideți să-i spuneți dumneavoastră, să-i enumerăm. Trebuie să ia acordul vecinilor cu care are pereți comuni, care pot trebuie să fie informați că se supun unor riscuri, pot fi afectați în cazul în care vecinul lor va avea mai mult sau mai puțină căldură sau mai multă căldură și oricum pot fi afectați. După care va lua acordul scris al asociației de proprietari. Eu l-am numit un acord de principiu, adică asociația de proprietari își dă un acord în sensul că verifică dacă vecinii care au semnat și și-au dat acordul pentru cel care solicită sunt cei care au semnat, că au fost situații în care au fost niște semnături care nu aparțineau celor care erau trecuți acolo. Pe site-ul Termo văd că ei trec acolo acordul legalizat al vecinilor. Adică trebuie să mai mergi la notar cu acei vecini și să le iei un acord în fața notarului. Pentru acest acord, și de asta și spuneam că verifică președintele. Verifică în sensul că fie merge și întreabă, fie dacă are telefon, va veni vecinul, i-a semnat, știe, i-a semnat, ce v-a spus în sensul ăsta. Și dacă le verifică și asumă responsabilitatea președintele, de aici și mai spune aici, extrasul din hotărârea adunării generale a proprietarilor. Bine, acum nu ținem adunare generală pentru că se debranșează dintr-o scară, probabil, și acolo, în blocul respectiv o adunare. Da, e o lege și o luăm ca atare, dar mie mi se pare peste, în sensul că vorbisem de o debranșare că intră în discuție cei care sunt primitori de agent termic pe rețeaua comună de serviciu de un aparat de măsură. Da. Nu pot să hotărească din scara A ce vor face cei din scara 1 din alt bloc la 2 sau 3 scări mai încolo de noi. Ar fi normal acolo acordul vecinilor din scara respectivă. Dar dacă s-a spus așa, s-a luat tact de acest lucru și foarte mulți dintre președinți și dintre comitetele care au vechime la conducerea asociațiilor au avut în vedere ca puncte de trecut în proces verbal depus în discuție și de supus la vot, dacă cineva va dori să se debranșeze începând de anul acesta
veți fi de acord să trecem aici să votăm că sunteți sau nu sunteți de acord și supunându-se la vot se constată că și se folosește acel proces verbal. Nu se poate convoca o adunare generală când cineva vrea să se debranșeze unul luna asta, unul luna viitoare, toată ziua. Că și așa, la adunările generale anuale ale asociațiilor de proprietari sunt probleme cu participarea. Da, sunt probleme cu participarea și atunci ar fi și mai complicat dacă s-ar încerca să se facă o adunare generală pentru un asemenea. Deci trecem pe la vecini, le luăm acordul, trecem pe la asociație, luăm acordul. Acum acordul de la asociație va fi... Bine, oamenii spun aprobarea de la asociație. Este un acord, presupun că este un formular... Da, e un formular pe care îl emite furnizorul, îl pune la dispoziția solicitantului și acesta vine cu el la vecin, după care merge la președinte, președintele verifică, eventual trece și printr-o ședință de comitet și dacă are o hotărâre a adunării generale prin care s-a votat cu majoritatea să se dea acordul celor care vor solicita, va pune la dispoziție și o copie după acel proces verbal. Și mai avem încă mai un punct. Mai spune aici procesele, da? Mai avem încă un punct, trebuie să anunțăm, să notificăm, să anunțăm operatorul, furnizorul nostru și cu 30 de zile înainte de a putea să parcurgem acei pași de debranșare efectivă și înlocuire sistem de furnizare. Da. Vis-a-vis de un singur sistem de încălzire într-un bloc. Adică nici în lege nu se spune imperativ. Trebuie ca într-un bloc să existe un singur sistem de încălzire. O recomandare. Nu, legea energiei. La zona unitară spune foarte clar că se promovează o singură soluție tehnică de încălzire. Problema e ce s-a întâmplat trebuie, după. Nu e obligatoriu ca acolo să fie o singură sursă de încălzire. Toate prevederile legale, că sunt hotărâri, că sunt legi, că sunt ordine, sunt imperative. Adică avem o normă legală deci, de minimul. Deci spune că da, se promovează. Că legea trebuie respectată. Se promovează o singură soluție de încălzire. Ea trebuie respectată de către toți. Eu vreau să fac toți. O mică precizare. Că dumneavoastră voiam să vă mai întreb de situația, că mi-am adus aminte, acelui proprietar din blocul de la Ciupercă. Dumnealui de asemenea se debranșase, își punsese panouri electrice, dar mai ridica problema plății pe părțile comune. Își izolase conductele. Aici nu știu dacă era vorba de o debranșare legală sau ilegală. Nu, acolo nu este vorba de o debranșare. Deci acolo proprietarul respectiv are sistemul, are caloriferele din sistemul centralizat. Închise? Sau? Sunt închise. Da. Sunt repartitoare pe ele, sunt repartitoare cu unde radio. Problema a fost acolo că la un moment dat robinetele termostatice au deschis și a lăsat să treacă cantitate de căldură, lucru care a fost înregistrat și pus la plată. Din câte știu, s-a deplasat cineva de la noi, s-a discutat cu dânsul, dânsul are o altă soluție și de încălzire. Și s-a rezolvat, așa cum spunea domnul director de la termoficare. A mers, a constatat și s-a rezolvat. A fost o problemă de înțelegere. I-am explicat dânsului. Nu n-am mai avut nicio sesizare din partea dânsului. Da. Ce mai voia să spunem? Vis-a-vis de debranșiri, eu vreau să vă spun un lucru care eu îl constat în fiecare an și mi se pare un pic deplasat. Toate problemele ridicate de cei care se debranșează, să știți că sunt situații când se debranșează și nici măcar nu-și mai montează altă sursă de încălzire. Se debranșează, pleacă din țară, nu mai vrea să plătească căldura, taie caloriferele. Și după aceea, când apar problemele la calculul căldurii, toată lumea este supărată pe furnizor, pe primărie, pe firma care nu știu ce n-a făcut, pe asociație. Într-un stat civilizat, întâi parcurgem pașii legali de obținerea a autorizațiilor, a vizelor și așa mai departe, după aceea trecem la lucrare. După ce avem toate hârtiile în regulă, ne apucăm să tăiem, să construim, să sudăm. Și am văzut, trecem pe la vecini, trecem pe la asociație, după care am mai întâlnit eu pe site-ul termoficării procesele verbale de recepție și punere în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale. Probabil se referă la acea conductă care se trage pe casa scării, apoi buletinul de mișcare al contorului și așezarea unui contor pentru măsurarea consumului, un dosar preliminar care să conțină calculul necesarului de căldură pentru alegerea microcentralelor sau centralei. Aici, nu știu, probabil se face acel proiect pentru amplasarea centralei în apartament. Se recomandă o centrală de anumită capacitate raportată la capacitatea apartamentului, garsonieră, două camere, trei camere.
documentația tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor care rămân branșate la sistemul centralizat, documentație care va fi avizată obligatoriu de un verificator autorizat. Contractul îl încheia cu o societate autorizată să execute lucrările de reabilitare conform documentației reechilibrare, conform documentației tehnice elaborate. Vis-a-vis de această reechilibrare, fac proprietarii care se debranșează această reechilibrare a sistemului, că a fost la acel moment iarăși un tantam, că sunt costurile mari, că nu este normal ca, că s-au debranșat 10 înaintea mea și de ce eu sunt ultimul și vin eu să fac reechilibrarea sistemului? Domnul Pătrulescu, ați întâlnit situații de genul acesta? Da, se întâlnesc situații din acestea. Acum depinde cât au fost de vigilenți cei care au aprobat o debranșare și depinde de căile folosite de cel interesat, de proprietarul interesat. Dacă poate a prins o conjunctură favorabilă, a obținut o aprobare mai la limita legii și atunci și-a făcut scăpând, și-a făcut lucrarea scăpând de această echilibrare hidraulică. Acum, dacă o luăm așa, a spus dumneavoastră la început că s-a ținut cont de o documentație tehnică. Păi documentația tehnică este cea care se face și dă naștere la un proiect. Iar proiectantul spune pentru un apartament, pentru o scară de bloc cu 20 de apartamente, se va folosi conductă de dimensiunea X la parter și la etajul 1 și așa mai departe. Exact pentru a duce la îndeplinire funcționarea optimă și distribuirea căldurii în mod uniform în toate apartamentele, indiferent de nivelul la care se situează și de orientarea est, vest, sud, nord. Deci, dacă toate acestea au fost făcute în baza unui proiect sau ținut cont de ele, dacă de mâine noi stricăm lucrarea proiectantului și a constructorului și nu mai sunt condițiile de funcționare și intervin alte condiții de funcționare, nu este necesar să reconsiderăm instalația? Ba da, este necesar să o reconsiderăm. Și acum spuneți noastră, că a făcut 9 înainte, eu stau al 10-lea, de ce să plătesc? Da. Când s-a întâlnit o astfel de situație, președintele asociației, ce problemă a pus? Ce, da, domnule, s-a făcut așa, de uite, s-au năsprit regulile și condițiile. Dacă nu a fost încă de la început această, da, nu s-a impus încă de la început această reechilibrare. Și acum, ca să te debranșezi și matale, trebuie să faci pașii ăștia. Dacă îi convinci pe cei 9 dinainte, pentru că toți sunteți beneficiari și vă aflați în situația asta, făcând un calcul la 10 ani, să suporte toți aceste cheltuieli. Și au fost situații în care i-a convins pe ceilalți, într-adevăr asta e, cu discuții, dar s-a rezolvat. Referitor la costuri, am auzit costuri, niște sume extraordinar de mari, dar am auzit și poate costuri... Poate aici ne lămurește domnul Popescu. Nu știu dacă și dumneavoastră faceți reechilibrare. Știu că cineva la un moment dat vă lăuda pe Calea București că ați făcut reechilibrarea. Am făcut... În ce constă și care ar fi costurile? Echilibrarea hidraulică constă în montarea unor vane de echilibrare pe conductele de alimentare cu energie termică. Într-adevăr, costurile nu sunt dintre cele mai mici și de aici reticența locatarilor. Îmi puteți da și un exemplu? Păi, eu știu un cost estimativ pentru un bloc cu 4 nivele. Dacă se face echilibrarea pe toate coloanele verticale, este undeva la 8.000-9.000 de lei. Adică 90 de milioane. Adică este un cost scump, pentru că furnitura este scumpă. Noi folosim o furnitură de la lider de piață și m-am opera proiectul și așa mai departe. Problema este că noi am făcut echilibrare hidraulică decât în blocurile care au dispus de bani. De fonduri. Este un serviciu, se face contra cost. În celelalte situații avem solicitări, dar ne oprim la faza de ofertare. Da, oamenii nu pot să suporte probabil costurile. Și exact ce spune și domnul Pătrulescu, se ajunge la discuție. Cine să suporte aceste costuri? De ce eu? De ce nu cel dinainte? Și așa mai departe. Lucrurile astea apar pentru că, încă o dată vă spun, nu s-au respectat prevederile legale. Și dacă se ajunge la o anomalie în cele din urmă. Exact. Se trezesc unii cu niște facturi foarte mari la căldură. Exact. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Într-un bloc unde apar debranșări, pentru cei rămași în sistem, în ce problemele vis-a-vis de căldură? Și în momentul când își dau acordul
pentru montarea centralelor la vecini, trebuie să știe ce semnează acolo. Cel care vrea să se debranșeze se duce cu o hârtie și spune vreau să însemna să-mi pun centrală. Da. Lucru care asta este, dar nu vine și îi spune, vezi că după ce îmi pun eu centrală, tu s-ar putea să plătești mai mult la căldură, s-ar putea să ți crească presiunea pe țeavă și să se audă așa zgomot, un șuierat sau un pocnet și să nu mai poți să dormi noaptea în nu știu ce cameră, pentru că nici dânsul nu le știe, sincer. Nu are pregătirea. Bine, proprietarii vor în cele din urmă să scape de un serviciu care îi nemulțumește. Am văzut că în această iarnă au fost tot felul de probleme și toate acestea duc în timp la această hotărâre a proprietarilor. Haideți să vorbim puțin, dumneavoastră spuneați că atunci când se constată o astfel de debranșare și spunem noi că este ilegală, președintele trebuie să se adreseze poliției locale. Am văzut că și legea energiei este ordinul ANRSC-ului, spun 91/2007. Vorbesc de niște contravenții, vorbesc de niște sancțiuni. Eu am întrebat în urmă cu câteva zile, numai că nu am reușit până la acest moment să dezlușesc cine constată aceste abateri, aceste contravenții, cum se face constatarea acestora și mai ales cine aplică aceste sancțiuni. Am întrebat și la poliția locală și chiar am un răspuns oficial, zic eu, de la poliția locală. Ei ne-au spus că nu este în sarcina lor acest lucru. Potrivit dispozițiilor articolul 46 alineatul 1 din legea 325/2006, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 45 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și sau ai autorității administrației publice locale conform atribuțiilor stabilite în prezenta lege. Ar veni în cazul acesta autoritatea de reglementare ANRSC-ul. Și autoritatea administrativă, bineînțeles, primăria. Numai că spun dumnealor, nu cade în sarcina poliției locale. Am pus niște întrebări și la cealaltă poliție, să zic așa. Nu am primit un răspuns concret. Și am întrebat și la primărie. Nici de aici nu am primit un răspuns deocamdată. Se mai cercetează, să zic. Poate și de aici. Nimeni nu a constatat că este o contravenție, nimeni nu a aplicat niște sancțiuni. Sancțiunile sunt niște amenzi care pleacă de la 500 de lei până la 2000 în de lei, sute, da. 500 de lei în sus până la 2000 de lei. Nu am auzit până acum în Craiova să fie aplicate astfel de amenzi. Noastră, domnul Pătrulescu, pentru că toți sunteți tot da, timpul există în, varianta în interiorul există, asociațiilor. Există varianta cealaltă. Vă dau un exemplu concret. Într-o scară de bloc la etajul 4 s-a debranșat și a pus microcentrală și da, a tăiat țevile și le-au obturat conductele care transportă. La etajul 4. La etajul 4. Nelăsând obligatoriu, cum a fost în proiect, chiar dacă să zicem că am modificat nivelul și numai la ultimul nivel și a coborât-o la apartamentul 3, da, nelăsând acele posibilități de aerisire a instalației, fapt ce atunci când a pornit sezonul rece și s-a dat drumul la instalația de încălzire, să fie afectați vecinii. Soluția a fost notificare, refuz, după care acționat în instanță pe obligația de a face, de a readuce la stare inițială instalația de furnizare a geantermii și s-a obținut în instanță această hotărâre și cu daune pentru că cel care era da, afectat că legea a prevede pe lângă electric această sancțiune, amenda și refacerea instalației, da, aducerea la starea la inițială. Da. Dar în acest caz, pentru debranșare, nu... Ați auzit acolo noastră, sunt, Popescu, dacă, de situații? Cum spunea domnul Popescu, dacă nu s-ar da aprobare și nu s-ar folosi anumite căi de obținere a acestei debranșări și în zonele semi
interzise, ca să zic așa, să fiu delicat. Acele zone unitare. Da. Atunci nu s-ar mai ajunge la aceste rezultate, dar cum legile au fost făcute pentru a fi încălcate, mergem în continuare pe aceasta și încercăm să reparăm acolo unde se fac sesizări, apelând tot la legi, la prevedere strict pe problema care a fost pusă în discuție. Asta ar fi modalitatea de rezolvare. Se invocă legea acolo unde avem cadrul legal, invocăm legea și ajungem să impunem legea pentru a fi respectată. Pentru că problema este drepturile mele se termină unde încep drepturile celorlalți. Eu făcând acest lucru am afectat pe ceilalți. Și nu pot să-i afectez pe ceilalți, nu dă nimeni acest drept. Și atunci putem să reglăm. Cu asta costă timp, costă bani, este adevărat, dar... Da, domnul Popescu. Vreau să vă spun că în ordinul 91/2007 a NRSC, care prevede modul de efectuarea debranșărilor, este articolul 254, care spune așa, drepturile și îndatoririle utilizatorilor. La punctul G scrie așa, să nu modifice instalațiile de încălzire centrală aferente unui imobil condominial decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice aprobată de către furnizor. Debranșarea caloriferelor, și acum am văzut că este din ce în ce mai frecventă următoarea situație, după ce se debranșează, taie și țevile. Lucru care, exact ce spunea domnul Pătrulescu, afectează pe cei de sub apartamentul care a făcut lucru pe care nu-l interesează. Sunt la etajele superioare, adică la 3, 4 și s-a mers în aici, dar dacă ești la 1 și nu poți să tai și dacă ai deasupra sus, un alt utilizator de încălzire centralizată, dar cei care sunt în postura de ultim apartament pe coloană fac această intervenție în instalație, lucru care afectează. Trebuie să știm că conform prevederilor legale plătim o cotă parte aferentă căldurii degajate de țevile din apartament. Dacă el face o intervenție și obturează țevile la el în apartament, țevile de sub el vor fi reci, dar costurile vor fi calculate și atunci îl afectează în mod direct pe vecinul de sub dânsul. Lucru pe care iarăși ar trebui cât de cât controlat, sancționat sau reglementat într-un fel sau altul. În hotărârea de Consiliu Local este o precizare care spune că în momentul în care se constată țevi nefuncționale, se va adresa asociației de proprietari, se va remedia problema. În niciun caz costurile aferente acelor țevi nu vor fi scoase. Dar asta ar însemna să se facă reechilibrarea. Am văzut ce înseamnă reechilibrarea. Ar trebui să se umple cumva și la conducte? Păi, în momentul în care un bloc a fost proiectat pentru, să zicem, nu știu, 200.000 de wați putere instalată și acum mai are la jumătate 100.000 de wați, este clar că toată instalația de distribuție este supradimensionată. Este clar că și contorul pe care furnizorul l-a remontat nu mai este în plaja lui de măsurare. Avem o problemă și a măsurării. Toate lucrurile astea ar trebui suportate de cel care a generat această anomalie, de cel care s-a debranșat, lucru care nu s-a întâmplat. Și asta ar însemna să schimbăm și conductele exact. Care tranzitează apartamentele care din blocul respectiv? Nu neapărat conductele, cred că cel mai... Nu mă pricep foarte bine, dar un proiectant ar putea să ne spună și cred că cel mai repede s-ar umbla la dimensiunile conductelor din subsol. Adică nu este suficientă acea vană care obturează într-un fel trecerea agentului termic. Dacă nu mă înșel, chiar pe site-ul furnizorului scria undeva că trebuie redimensionată instalația. Da, redimensionată. Asta redimensionarea e. Înseamnă că dimensiunile trebuie recalculate, dimensiunile țevilor de transport căldură de la magistrala furnizorului înspre condominiul respectiv. Și atunci intervin niște costuri. Costuri care trebuie suportate de cel care le generează. Totuși, eu nu sunt așa elucidată. Cine trebuie să intre în casa unui proprietar care s-a debranșat, să constate că este o contravenție, dacă nu a făcut-o legal, cine trebuie să aplice această sancțiune?
Totuși, craiovenii mai au, și nu numai craiovenii, mai au o șansă. Ei pot să meargă la protecția consumatorului. Eu știu un caz, un proprietar din asociația Doian Cujianu, dacă nu mă înșel, chiar a avut câștig de cauză, să zic așa, mergând la Agenția pentru Protecția Consumatorului. Atunci cei de la Termo chiar au fost trași de urechi. Dar nu știu să vă spun exact ce a fost acolo, trebuie văzut ce anume a considerat protecția consumatorului că s-a încălcat. Probabil că au fost niște nereguli sesizate de comisarii de la protecția consumatorului. Numai că, vedeți dumneavoastră, aplicarea prevederilor legale deocamdată lasă de dorit, cel puțin în domeniul debranșerilor. Vis-a-vis de ce a spus mai devreme de competențele poliției locale, vreau să vă spun că există prevedere legală, obligatorie pentru asociații să anunțe poliția locală în cazul constatării debranșerilor fără respectarea normelor în vigoare. Acum, de ce poliția locală v-a răspuns așa? Mai sunt iarăși cazuri care au câștigat în instanță. Este un caz din Constanța. De fapt, aici s-a constatat de către Înalta Curte de Casație și Justiție că articolul 249 din Ordinul 91 fusese declarat nelegal de către Curtea de Apel Constanța. Deci, câteva portițe ar mai fi pentru acești proprietari. Păi da, s-a câștigat pe obligația de a face împotriva furnizorului SC Termo și de către un proprietar din Craiova. Și când vecinul lui a încercat să folosească această hotărâre și el peste 4 luni ca să se debranșeze, să-și monteze centrala de apartament, nu a observat că pe sentință scria că este numai pentru cel care a solicitat. Da, am înțeles. Să sperăm că au înțeles și proprietarii din Craiova. Vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc o seară bună în continuare și rămâneți pe Alege TV.